ați revenit astăzi la un nou episod super, super, super fresh. Nu mai este tare, este acum fresh. Pentru că am reușit să fac 8773 de trofee, am nevoie de ajutorul vostru să dați un mare, mare like la acest videoclip și să vă abonați și... nu în ultimul lucru din asta, dacă puteți să intrați în acest clan minunat care se încarcă acum, dacă aveți mai mult de 1500, mă puteți avea la prieteni. Dacă nu... Apropo, că veni vorba de tombola aceea pe care am făcut-o cu câteva zile în urmă. Eu am la prietenii ăsta contul, așa că dacă luați contul, voi mă veți avea și pe mine la prieteni și vom putea să jucăm un duo, să creștem trofee, să, mă rog, să ne distrăm, ca să zic așa, pentru că acum am nevoie de ajutorul vostru să vă abonați, pentru că am nevoie de susținere să fac 9000 de trofee și să fac următorul episod cu reward-urile de la 8000 spre 9000. Așa că am nevoie de ajutorul vostru. Ok, deci eram aproape să fac pe Zeus, dar din nefericire nu l-am făcut. Ha, cred că-l face tic. Hai să vedem. Deci, unde ne este iepurele? Acolo, pe iepure. Deci, mi-am luat skin-ul ăsta super, super blană, cu banii Penny și îmi place la nebunia. Să zic asta, că îmi place la nebunia acest skin. Ha, 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 ha. Ok. Bibi, băi, cât de bun trebuie să fie ăștia și am câștigat 3 trofei, mamă, ce blană este, super tare. Aparent am fost contactat de la Supercell care mi-au exprimat un mesaj, care nu cred că l-am înțeles prea ok, dar zicea că, ci că ca să vă convinge și vă să zicem aici la self-support, uitați aici, deci, i-am zis că jocul ăsta e bun și toate cele. Deci, numele meu este Teo și îmi pare bine să te cunosc și îți mulțumesc pentru că mi-ai trimis acest mesaj. Femeia asta, am și eu puțin engleză pe la colțul gurii, mai târziu vei primi Crow, Mortis sau orice brawler din joc. Oameni buni, dacă mie mai întrebă un brawler înainte de Mortis și Crow, vă fac promovare la orice. Deci, efectiv, dau 10.000 de euro dacă mie mai întrebă un brawler în afară de Mortis și de Crow. Deci, pe bune acum. În fine, ceea ce este important este că o să iau pe Mortis și, sau pe Crow cât se poate de curând. Cred că într-o săptămână, că la ăștia sun, cred că este, mă rog, sun, san... Na, cred că la ăștia aproape este, cred că o săptămână, dacă nu mă știu. Că așa și de update-urile acelea. Uite, adică tu acum vei primi un nou update, primești o grămadă de gemuri și primești toate astea. Eu cred că ăsta este clickbait și să nu mă credeți și să nu ziceți că vă mii, dar puteți să căutați pe canalul lui Lazy și să căutați că ăla încă face clickbait. Nu știu dacă n-are ce să mănânce sau dacă mănâncă pită cu muștar, adică, pe bune de zi, nu vreau să-ți stric cariera ta, dar măcar lasă-te clickbait, că și a făcut toate la rândul tău așa ceva și acum e mai ok. Ne, nu că aș avea eu ceva cu el, dar pur și simplu, înainte și eu, când eram la început de Clash Royale sau de Brawl Stars, zicea, oh, vai, poți să primești gemuri gratis și bug-ul acela cu 49 de megaboss la 49 de gemuri. Adică, pe bune acum, ăștia câți bani au băgat în joc și ce-au zis de la Supercell, adică bug-ul ăsta, chiar dacă nu-l are toată lumea, mi-aș fi din foarte, dar foarte, foarte mult să-l am. Și nu așa ca să primesc un brawler, nu, bă, că ăla a primit 8 brawler la 200 de trofee, a primit 8 brawler,
A, uite, o să chinui de ăsta, de robot. A primit 8 brawleri, 150 de gemuri, mai mult decât a dat, evident. A, uite, și popem. Bă, na, măcar suntem pe plus. Deci, nu cred. Ăștia, dacă nu se lasă de clickbait, cred că le scad abonații. Nu știu dacă ei n-au ce să facă de doar clickbait, dar nu, nu-mi place loc clickbait-ul. Pur și simplu, eu postez dar și toate astea pentru din plăcere, că îmi place. E ok, văd așa, perspectivă bună, jocul ăsta e mai tare, așa e cool. Nu fac clickbait așa doar ca să... Și dacă vreți, vă arăt acum și unul. Un alt YouTuber care are, cred că vreo 9 abonați, mai, cu 2 mai mulți decât mine, și la are mai puține trofee. Deci, incredibil. Ați mai văzut voi pe cineva așa? Bă! Eram aproape să-l distrug! Păi logică, ce urcă trebuie să și coboare, nu-i așa, Spercel? Dă-mi un brawler nou! Că șterg acum tu jocul ăsta, nu pas cât asta. Eu vreau un brawler, să încerc să... Joc din ce în ce mai des cu brawlerii de atrai ca să descoperi și ăștia că vreau să-mi dea un nou. Mă rog, deja mi-am zis asta, nu că mi-aș face o griji, dar pe bune acum. E și, adică bune îi pica brawler bandă rulantă, iar mie îmi pică când odată la 3 luni. Pe bune acum, eu când mai termin jocul ăsta, dacă o ies o luăm așa. Și plus nici nu mai știu cu ce-ți mă joc, că eu îi cunosc pe toți. Adică... Nu, în afară de Morty și Crow, eu... Na. Asta, n-ai ce să-i faci. Mati le plutește ostura 1.000.000. Apoi te pomenești că zic, mulțumesc asta, că să nu țineți cont că n-am băgat eu bani în jocul ăsta. Am băgat toată 10 lei pentru că era o ofertă foarte, foarte blană la început, pentru că, dar acum nu mai pun oferte, că bă, s-a schimbat totul, shop-ul ăsta și... Nu prea îmi plac schimbările astea, măcar jocul se ține pe picioare. Și știu că 2, 3, va chiar 4 ani va exista, așa că n-am de ce să-mi fac niciun griji. Ce dracu, Brawl Stars va dispărea? Încet, dar va dispărea. În păcat, este un joc foarte bun și mie chiar îmi place. Și chiar dacă unii și-au spart telefoanele de fraier ce sunt și pentru că... Sau și-a dezinstalat Brawl Stars-ul, am 1000 de trofei cu toți brawlerii. Că, pe bune, vă arăt eu acum un profil de cred că o să vă vină să vreți voi profilul ăla. But! Deci, haideți să vă arăt. O să fac pe el, pe contul respectiv, un chest opening, nu la news. Friends. Ok, la friends, unde este? Leon. Uitați-vă și voi la el. Are tara cu Star Power. Are Crow. Are Mortis, ceea ce vreau eu. Și mi-a trimis acum o poză cu care 5 de Brawl Box-uri, 2 Big Box-uri și câteva, cred că doar una sau două Mega Box-uri, dacă nu mă șel. În fine, o să-i fac un chest opening și să fiți pe fază, pentru că el va mai strânge cutii. Așa că vreau să fiți pe fază și să știți că o să fac un episod cu primul meu chest opening. Evident, nu pe contul meu. Dar măcar va fi primul chest opening. Filmat. Că chest opening o să mai fac, adică... Stai bă, lasă înregistrarea. Deci, chest opening-ul o să mai fac. Gen, atunci când o să primesc, o să fac 9.000 de trofei și o să iau... Mamă, ăsta poate să arunce peste sus. E troll. Mamă, ce șmecher. De păcat că ăsta nu vede nimic. Adică doar așa vezi că e acolo și îți dă heal. Și în amicii tăi văd unde este, așa că... Trebuie, mie mi se părea corect, dar doar aliații tăi să-l vadă, nu și în amici, ca să știi că acolo este ăla și... Bă, deci eu nu mai știu cu ce să mai joc. Efectiv, habar n-am. Am rămas fără idei. Solo. Fără idei, nouă idei. Trebuie un brawler nou. Nu mă face să joc acum cu Crow. Că n-am chef acum filmez și un episod și să joc cu un brawler pe care nu l-am. Dar ce fac, ori trofee, ori pe bune. Bine că măcar au pus modul ăsta, try. Să poți testa brawlerii. Să vezi dacă îți place sau nu. Mie îmi place, dar de dat nu știu dacă ăștia îl dau.
Credeam că nu dau deloc. Nu, bă! Nu! Plecați de aici! Asta e zona privată. Nu v-a învățat nimeni că trebuie să vă uitați în tufișurile voastre? Îmi pare că nu. Băi, câte daune face ăsta? 1001? A, și-am pierdut și pe asta. Ia să vedem cât am pierdut. Păi mult logică, mult logic, cât am pierdut. Mai trebuie 10 trofee ca să mă revanșez. Logic, am pierdut mult. Supercell, mulțumesc că mi-ai dat nou brawler. Știți care e nou brawler? Leon. Care e slab, rău. Bă, eu nu știu cu ce să mai joc. Să joc cu Tara. Tare, ok, bune, brici. Mami, și Shelly aia. Trebuie să mă asigur că nu vine să-mi ia cutiile. Cuț, John-ule. Mamă, mi-a deschis el cutia. Bă, dar ce politicos e. Bă, ce politicos sunt, Tony. Știri de ultimă oră, lui James nu i-a picat aia. Mie ce mi-a picat? Nimic! Pe bune acum! Încep să mă ofti că nu pică brulă. O zice și voi. Oi, vine ăla și cât o serenadă până mori. Mă rog, ăsta cred că nu știu ce cântă manele, clasic, habar n-am oricum. Știu că cântă manele pentru că maneaua distruge orice inamic, vă zic eu. Ha 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 ha. Ai făcut o mare greșeală că m-ai lăsat să-mi pun ultima ta. Bă, dar ce mult nu-mi place mie Crow, de ce iuresc, voi iuresc pe ăștia. Și începe ploaia. Ploaia cu Star Power, uite ce de zici. Gata, am luat, măcar i-am ars-o. E, și ochiul e mândru de el, în sine. Da, să vedem cu ce mai putem noi să mă jucăm, hai să jucăm cu... Ah, da, să vă luăm ceva. Ia uitați că la acești pe prietenul ăsta care are prea multe de asculta și pui. Are 25 de brawler, ce are? I-a picat! Tara! Iupii! Bravo ție! Good! That's ok! Oricum, pe mine nu mă pot da afară din club pentru că am foarte multe trofee. Și plus l-am la prieteni. Mă rog, adică ei pierd multe trofee dacă... Oi, nu! Dacă mă dau afară. Mamă, la face legea. Bă, dar lăsați-mă și mie cutiile astea, mă, că eu sunt super șmetere. Nu, bă! Nu, piper, nu mă ucide, piper cu sare și amestecat în condimente. Ok, deci stai așa și nu faci nimic. Mă rog, asta n-ai trebuie să te descoperi ăla. Nu, bă, dar supraviețuiește, please, please. Deci eu cred că mor. Da, păi mor. Păi logic că o fi o gamer bun, da, nici 100 versus mine, pe bune acum. O fi o bun, da, pe bune, nici așa. N-am ce să-i fac, nu, efectiv, n-am. Ce să-i fac? Uite cum i-a dat așa. Ai, domine. Salut, Justin. Da, bună, Justine, ce mai faci? Tot ok, fane, hai la mine, clan. Nu știu dacă ăla are YouTube, habar n-am. Oricum o să bagă Dynamite în cască, vor să joace hide and seek.
Are 6 conturi. Hei, cine vrea să joace un friendly game să dea ask to join. Boss fight. Tu l-ai dat afară pe mine. Da, l-ai dat afară. Păi logică, tu vorbi cu promovare ori. Asta zic așa. Hide and seek. Sau normal? Nu știu. Habar n-am. Uite că a intrat și Hades. Regele. Ia uite. Bă, să mai ziceți voi mie că nu l-am la prieten, că nu știu, vă mănânc. Așa că... Luați toți bull. Zice să luăm toți bull. Nu știu cu ce star power. Adică... Ok. Bă, hai să iau cu star... Tu, guy. Nu, cred că o să berserker. La Kevin Charm! Deci vom fi toți cu bull. Oameni buni, dați acum un like, un mare, mare like, pentru că vom juca a doua oară cu Genestin. Mă rog, eu am mai jucat, da, cu voi, deci, înregistrare. Bravo, salutare. Ok, haideți, luați toți bull. Rip, l-a murit, iază profilul. Orice star power, nu primul star power, evident cu orice. Mamă! Bă, stai, mi-a trebuit un brawler. Mi-a trebuit spike. Da, ok. Bine. Te să mănânc chiar tu. Ăla a fost cozonacul. Ok, haide, dă-ți ready. Bă, eu înțeleg că facem aici un friendly game, da. Deci, să dați cu câteva... Să luăm toți bull. Da, bă, luăm toți bull. Da, ok, bă, luăm toți bull. Bine, bă, luăm toți bull. Da, ok. Haideți, bă, mai repede. Genestin, cât o să lași limita? Bă, dar toți îi pun întrebări bietului băiat. Bă, și înțeleg că e YouTuber, bă, dar lăsați-i și bă, da, pe bune așa. Pe bune acum. Bogdan a intrat și Bogdan a plecat. Mamă, la 6 conturi. Eu cred că am doar vreo... Cred că am vreo 10 conturi. Dacă vreți să le pot pe toate for free, fără nicio discuție, dar cum Davide a fost singurul care s-a înscris în concurs, cred că e va lua contul, nu știu, habar n-am. Deci, bă, lăsați o dată, scrie, că filmez și eu aici un episod, deci oameni buni, dați cu... Puneți acum o pauză și dați până la 19 de... Asta, că pun eu pauză și vă zic eu când începe. Ok, deci am început meciul. În sfârșit a dat Dumnezeu. Ouch. I-am zis. Ei, nu. Bă, pricep că voi aveți skip pe el. Mă trebuie că eu știu că are skin-ul cu Mecha Crow ăla întunecat. Eu să mă strădui să nu mă. Adică, cel puțin așa sper, înainte să mă oare Genestin. TP și Death Rider. Bă, avem aceleași puteri, bă. Suntem la aceleași nivel, doar că eu am primul stapă. Nu știu dacă ne jucăm cu... Oi, la mine! S-a activat clopoțelul! Activați acum clopoțelul, pentru că el deja s-a activat. Ca să n-ați auzit. Boss fight, boss fight. Mai puțin daune i-am luat. Cred că scutul ăla îl protejează, dacă nu mă șer. Tim. Ok, bă, bine. E bine să vrei. Lică. Asta își regenerează viața mai repede când e cu roșu. Când e fără roșu, atunci e roșu, dirigează mai repede. Adică mai încet. Nice. Bă! Ok, deci până acum e totul bine, cred.
Acum încep ăștia să se plângă. Ok, am pus ăla. O să facem o mică pauză până când apar și ceilalți. Oameni buni, acum toți, Jean. Ok, Gene. Eu luăm. Păi logic. Nu toată lumea tot ce știi, că te nu cred că toată lumea. Bă, te rog, nu zi Morty sau Crow. Te rog, bă, nu zi Morty sau Crow. Carl. Ah, Carl. Cu primul sau cu al doilea stop? Eu aș zice cu primul, pentru că... Deci, când Carl are superul, daunele făcute se reduc cu 30%. Ăla am pe contul mare pe Gene. Nu ne pasă nouă ce cont mare ești, ce ai brawler ai. Important e să dai ready. Mamă. Să pun iarăși pe pauză până pun ăștia. A, nu, că e de radio. Și mai trebuie și lui. Hai bă, pune Carlo, da, Tom. Trebuie Carl. Ro-8 Rider. Ready. Ok, a dat ready băiatul. Nu-l contrazic. Dar acum tu să te cu Carl. Bă, dar se mișcă mai repede. Bine, Fane, tu ești ăla care s-a plângăcit cu nu mai face timp fals, așa că nici tu să nu faci timp fals. Deci, rip, mortul, l-a distrus pe Alex. Ok, Alex, ai rămas boss fight. Fane, l-a ucis. De fapt, nu mai e nevoie să comentez, pentru că cred că deja vedeți pe ecran. Deci, fix Fane l-a distrus pe... Mama! Stai, daunele primite sunt sau daunele lui? Bă, pe bune. Și să vezi că vine acum Carl pe ele. Adică eu, vin eu pe el. Hades, fii și tu mai bun. Fii și tu mai bun. Băi, chiar cred că uite-și pe Genistin. De-aia lasă. Bă, de ce l-ai și pe car? Dacă nu l-a fost pe car. Băi, armata. Dacă-l fac acum. Ia să vedem ce cu cutia poștală. Of, m-a nimerit! Ok, deci uite că și ăia doi se provocesc. Și Genistin is in control. Deci, el a câștigat. Ok, Genistin, hashtag, ești tare. Măcar m-ai lăsat pe locul 2. A ieșit! Cred că îi cam place. Aș vrea și eu să fiu locul de-apoi pentru ceea ce fac. Paulo, Florin Salam. Cu ce jucăm? Toți rosa. Nu luați rosa.
Toți Poco? O, Poco! Poco călăcă! Aceea depinde de... nu știu. Toți Poco. Cred că este un fel de leapșa, dacă nu mă înșel, dar nu orice fel de leapșa. Adică nu leapșa pe Lenin, nu leapșa pe Banchet, nu leapșa pe... Matei Toți Poco. Ok, a zis și el, gata, nu e nevoie să-l sprijin, că am început și noi. Mamă, nu mă trebuie că tot să dureze videoclipul ăsta, că eu cred că durează la infinit. Ok, deci să joci Brawl Stars cu abonații, mă rog, nu chiar cu cei abonați, cu cei din clan, adică e mai invitat pe mine, deci eu sunt abonat la el. Și... este toba mea. Mă rog, nu e chiar toba, iau ori după care trebuie să-l mănânc. Da, nu-l mănânc, că mie vene. Hai, bă, dați ready mai repede. A scos unul. Nu s-a scos el singur. Max Infinit. Bă, dar voi tot invitați youtuberi de ăștia care vă dau bani în joc ca disperații. Bă, dar nu-i mai invitați, bă, lăsați-i așa. Haideți să-l dăm o dată ready. Vă așteptăm aici, fac și un episod. Și ca de obicei. Nu, no, din păcate a ieșit. Dar ce să fie? Măcar am jucat cu el un pic gameplay. Nu știu, cred că i-am pus prea multe întrebări. În fine, oameni buni, cam acesta a fost videoclipul meu de astăzi. Nu uitați să vă abonați, să rupeți butonașul ăla de like și să trimiteți mai departe acest videoclip ca să vadă și lumea și da, toți prietenii voștri, că la urma urmei poți site-ul Brawlery de la Supercell, numai dacă le trimiți mesaj. E bine, o să mai vin cu episoade noi data viitoare. Nu uitați că pe 5 luni, data de 15 iulie, la ora 14:30, se va face marea tombolă cu contul. Așa că vreau ca voi să ziceți hashtag sunt un brawler adevărat în comentariile de la videoclipul anterior și ca să vă puteți înscrie, pentru că nu mint și chiar vă voi da contul pe cuvântul meu de onoare. Eu am fost Gamerun și ne vedem data viitoare cu un nou episod. O zi bună!